Accidentul s-a petrecut chiar la ieșirea din localitatea Brăileană Oprișenești pe sensul de mers spre municipiu. Bărbatul de 45 de ani a pierdut controlul volanului într-o curbă, ajungând cu mașina pe câmp grav avariată în partea din față. Era singur în mașină. Deși lovit la cap, bărbatul a refuzat primul ajutor oferit de echipajul de pe salvare, sosit la fața locului. A refuzat de asemenea să sufle în etilotest. De altfel, a preferat să rămână în mașina avariată pe câmp câteva zeci de minute, fără să colaboreze cu proprii colegi. Cum vă simțiți? Văd că aveți sânge. Sunt bine, vreau, mulțumesc pentru întrebare. Ați primit ajutor medical sau ați refuzat? Nu am avut nevoie pentru că nu era caz. Ați consumat băuturi alcoolice? Vorbiți ca Într-un final a fost convins să meargă la spitalul din Făurei pentru prelevarea de probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei de către un echipaj de la municipiu. În momentul în care a ajuns la spital, a refuzat și acolo să colaboreze, iar cadrele medicale nu au reușit să-i recolteze sânge. În cauză s-a deschis dosar penal, IPC Brăila demarând și o cercetare disciplinară în cazul subofițerului. Conducătorul auto va fi transportat la spital pentru a-i fi recoltate probe biologice de sânge. În continuare vor fi desfășurate cercetări sub atenta supraveghere a unui procuror. De asemenea, se va demara și o procedură disciplinară în acest caz. Bărbatul este subofițer în orașul Făurei, iar în momentul producerii accidentului era în afara serviciului.